Am auzit și ne-am ocupat. Și iată că am aprobat prin hotărâre de consiliu, la propunerea mea, și le mulțumesc consilierilor județeni pentru faptul că au ridicat cu toții mâna, să facem un proiect interesant. Aceste stații de încărcare pentru mașinile electrice. Pentru că există o problemă. Mașinile electrice există, numai că sunt puține locuri unde le poți încărca. Și atunci Consiliul Județean Vâlcea va accesa fonduri europene și vom face 20 de stații de încărcare pentru mașinile electrice. Unde ne-am gândit? Unde avem voie? Pe drumurile județene. Sunt 20 de locații, proiectul este undeva la aproape 5 milioane și jumătate de lei, adică peste 1 milion de euro. Și avem așa, mănăstirea dintr-un lemn, unde avem chiar două, una în Frâncești, una la mănăstire, Muireasca de Sus, mănăstirea Frăsinei, Păușești Măglași, Berbești, Milostea, la Slătioara, Lungești, în Nicolae Bălcescu, Galicia, Budești, Drăgoiești, Călimănești, la Câineni, la Titești, că tot facem drumul, știți dumneavoastră, la Gura Latoriței, la Malaia, Mănăstirea Bistrița, Comuna Berislăvești, Mănăstirea Horezu și mai avem una la Maternitatea din municipiul Râmnicu Vâlcea. 20 de stații de încărcare pentru mașini în tot județul Vâlcea, pe drumurile județene, în locațiile pe care tocmai vi le-am citit. Proiect de peste 1 milion de euro, bani europeni. Îi luăm și pe aceștia că sunt bine primiți. Până una alta, să ne rugăm Dumnezeu, lui Dumnezeu și oamenilor să deschidă axele de finanțare europene.